Dacă să vorbesc de experiență, am două ședințe ale Consiliului Sătesc și din experiența dată am înțeles că trebuie să cunosc mai multe ca să pot face față deciziilor sau, cum să zic, discuțiilor premergătoare deciziilor la Consilii. Am participat în ultima electorală cu mai multe planuri, dar sunt mulțumită și de statutul, mandatul de consilier, pentru că este oricum un mecanism de a schimba ceva, de a face ceva, de a mă simți utilă. În primul rând, aș fi vrut să aduc conlucrarea dintre Consiliu și Primar la un alt nivel decât a fost până acum. Aș fi vrut să ajung la un nivel de transparență mai frumos pentru localnicii satului, să fie la curent cu ce se întâmplă și cu deciziile care se iau, să participe la luarea deciziilor și localnicii și sătenii, pentru că până acum asta nu a fost sau a fost foarte selectivă, da? Și mi se pare că s-au tratat mai multe interese de grupă decât de comunitate și aș fi vrut să schimb balanța asta în folosul comunității, adică să ridic interesul comunității la un nivel mai înalt. Le doresc să fie curajoase, în primul rând. Nu ai de ce să te temi dacă ai niște scopuri nobile, niște idei foarte bune și știi că o să aducă un plus valoare comunității în care tu trăiești, niciodată nu trebuie să-ți fie frică să faci primul pas. Pentru că vei fi surprinsă de suportul pe care îl obții de la comunitate. Pentru că noi suntem prinși în probleme personale, de familie și poate nu suntem atât de prezenți în viața comunității. Dar când apare un lider și ne zice că uitați-vă, este o problemă frumoasă, care trebuie 1, 2, 3, 10 oameni și o facem, lumea se adună, pentru că totuși noi moldovenii vrem și dreptate multă și acțiune, dar să o facă alții. Dar să știți că sunt și foarte mulți oameni care se implică și fac lucruri frumoase. În primul rând am timp liber mai suficient, iar într-a doilea rând, totuși doresc să fac niște schimbări la nivel atât local cât și raional în ajutorul comunității. Mi s-a propus încă în companie electorală pentru prima dată să fiu ca consilier raional, adică am stat nu prea mult pe gânduri și am acceptat deoarece era o politică, așa hai să zicem, palpitantă în Republică și mi-am spus, nu am nepoți, copiii mi-s mari, de ce nu? Sigur că legislația, da, pentru că chiar fiind manager am avut complet altă legislație și adică mi-am dat seama că, uite, trebuie să deschid și codul muncii mai des și legea administrației publice locale și multe altele care o să fie ca un sprijin și un ajutor în activitatea mea de consilier. În primul rând, cunoștințele, hai să zicem, chiar ca legislației, totodată la o parte cu frica, la o parte cu frica de a da întrebări și de a fi activă. Motivația a fost una mare pentru că fiind o localitate care suntem în apropierea Chișinăului, nu suntem așa de bine dezvoltați, adică din punct de vedere și infrastructură, cultura, satul, am rămas așa, nu știu cum, în umbră, în comparație cu localitățile care sunt cu mult mai departe de Chișinău. Asta a fost un motiv și vrem ca satul nostru, faima satului nostru, să renască din nou cum am fost cândva. Cândva localitatea a fost invidiată când te întrebați în raion de unde ești, de la Chetros. Ei, voi sunteți acolo. Asta cred că a fost un motiv. Sunt în primul mandat, da, de consilier. Dificultatea, oamenii mă cunosc din alt punct de vedere, pentru că sunt și profesor la școală și am activat acolo ca să-i atrag de partea mea ca să mă voteze, nu prea am avut mare dificultăți. Dificultăți este că nu prea suntem informați, instruiți în domeniul activității Consiliului Local. În
primul rând trebuie să fii bine instruită, să aibă competență de comunicare cu toți locuitorii satului și cu cel care paște oile și cu cel care este un inginer și la un post de conducere și cu o bătrânică și cu un tânăr, asta este, adică să aibă competența de comunicare, să ajungă la un consens cu toți cetățenii, locuitorii localității. Eu sunt în legislatura a doua, fiindcă eu am mai candidat ca consilier în anul 2010-2014, tot la Consiliul Orășenesc Anene Noi, adică o puțină experiență am și în luarea deciziilor, în cadrul legislativ, anume cu legea administrației publice locale, în hotărâri chiar acțiuni concrete cu lucru cu localitatea, lucru cu tineretul, am puțină experiență în domeniul dat și am experiență care în implicarea și oamenilor de afaceri care să ne facă un ajutor pe problemele sociale a localității. Da, sunt dificultăți. Vedeți că când oamenii își fac alegerea, oamenii își fac alegerea poate după simpatia, după partid alegerea fac. Dificultăți sunt când a luat decizii, este foarte mare nevoie ca oamenii să aibă o puțină experiență, câtuși de cât practică, studii și măcar câtuși de puțin să cunoască legislația, că e foarte greu de luat decizii, înțelegeți? Foarte greu care să lămurești la persoane, chiar la colegii tăi care să iei decizii și să lămurești niște lucruri care nici vag nu știu legea administrativă. Adică dificultăți au fost dificultăți. Sunt lucruri care noi și le-am depășit la calm. Poate, uitați-vă, un pic de egoism, că m-a durut faptul ăsta că s-a dat mult candidatură la consilierul orășenesc. Nu vreau să obișnuiesc pe mine, dar persoanele care chiar, mă mai repet, care legislația nu cunosc, care problemele sociale nu le cunosc, și atunci, uitați-vă, egoismul ăsta m-a împins-mă că să nu dau voie chiar să stau așa pasivă, cineva să hotărască pentru mine, pentru copiii mei, pentru prietenii mei. E ca lucrul ăsta m-a împins ca să candidez iarăși. Le-aș dori să fim mai active, că uitați-vă, noi femeile, dacă putem dintr-o buget așa sărac să ținem o familie, să creștem copii, credeți-mă că noi am putea să facem cu mult mai mult dacă am fi unite. Și le-aș dori ca noi la toate lucrurile frumoase foarte, foarte repede să acționăm. Dacă să încep de la zero, pot să vă spun că am avut o încredere mare în cetățeni și cetățenii m-au rugat ca să vin să le reprezint interesele în administrație publică locală. Desigur că nu am vrut, dar ei mi-au insuflat încrederea că sunt persoana potrivită la locul potrivit, de aceea am mers înainte, am întâlnit obstacole mari, dar le-am depășit pentru că o persoană care responsabil și-a luat o sarcină în mână o duce la bun sfârșit cu succes. Probleme sunt. Sunt atât și în interiorul administrației publice locale și în relațiile cu primarul, dar le rezolvăm rezonabil. Deci sunt lucruri și experiențe acumulate în serviciile anterioare care sunt primul suport în toate activitățile. În primul rând să studieze legea și să aibă curajul. 2. Să nu se gândească la întrebări, cum spune moldovanul, 5-a roată de la căruță, dar spune sarcina în față. Uite, am de realizat asta și făcându-și planul, fac asta pentru ca să ating scopul, ne ducând cont de părerea cuiva, de ideea cuiva, dacă ai făcut o planificare bine stabilită, rezultatul va fi, nu va lăsa de dorit.
Aș spune că foarte bine. Nu vreau să fac discriminare dintre bărbați și femei, pentru că sunt și bărbați care iau decizii foarte bune, cunosc persoane responsabile, dar și femeile foarte bine. Le găsesc mai insistente, mai muncitoare, mai, să zic așa, lasă de la sine mult mai mult pentru interesul public decât un bărbat. Femeia parcă s-ar considera ea mamă la sat, a unui sat. Sunt pentru prima oară la funcția de consilier local și deja am participat la careva ședințe a Consiliului din comună. Vreau să vă spun că avem niște colegi foarte bine instruiți care au mai fost și la alte mandate și m-au ajutat să depășesc unele bariere care le-am avut anterior. Vreau să le mulțumesc și celor care au încredere în consilierii din localitate și o să încercăm să facem față tuturor cerințelor, da, care, și problemelor cu care se confruntă localitatea. Probabil că m-au determinat problemele cu care m-am confruntat eu ca cetățean de rând și aș vrea să contribui, să încerc să contribui la îmbunătățirea unor aspecte legate de localitatea din care vin. Femeile care au niște gânduri pozitive și frumoase pentru cetățenii, femeile care sunt dispuse să facă multe lucruri bune, uite, poate să încerce, să vină cu inițiative, să vină cu niște propuneri, noi o să le susținem dacă o să fie propuneri frumoase pentru noi, pentru copiii noștri, pentru cetățenii din întreaga localitate. O femeie lider probabil că ar trebui să fie cumva chibzuită, rațională, să nu ia niște decizii pripite, să ia în considerație toate aspectele, dar să poată să selecteze cele mai importante.